Condițiile meteorologice unice din orașul Port Jushan, din China, au făcut ca cerul să devină roșu ca sângele la începutul acestei săptămâni, fapt care i-a determinat pe mulți dintre locuitorii orașului să se întrebe dacă a venit sfârșitul lumii. Un sentiment de panică a putut fi auzit în vocile unora dintre locuitori, în timp ce filmau cu telefonul fenomenul ciudat care a fost văzut sub straturi groase de ceață, potrivit The Daily Mail. Cerul roșu este un semn rău pentru cultura chineză și a devenit rapid unul dintre subiectele cele mai discutate pe rețelele sociale chineze, cu zeci de milioane de vizualizări. De asemenea, schimbarea culorii lunii se datorează atmosferei Pământului. Culoarea roșie provine de la o parte din lumina Soarelui, care trece prin atmosfera Pământului și culori precum albastru sau verde sunt filtrate, lăsând în urmă lungimi de undă mai lungi, cum ar fi culoarea roșie. Deși există explicații științifice pentru culoarea roșie a lunii, mulți creștini văd și implicații profetice în spatele ei. Asta pentru că sunt menționate direct în Scriptură. Toate versetele care fac referire la luna care devine roșie ca sângele prezintă acest fenomen ca un semn ceresc că sfârșitul timpurilor se apropie cu pași repezi. Părinții din Statele Unite se străduiesc să găsească lapte praf pentru copii, deoarece întreruperile din aprovizionare, dar și cumpărarea masivă ca rezultat al panicii, au lăsat multe rafturi din magazine goale, fără hrană pentru sugari. Lipsurile din farmacii și supermarketuri au fost intensificate de închiderea fabricii Abbott Nutrition în februarie din cauza preocupărilor legate de contaminare. Secretarul de presă a Casei Albe, Jem Psaki, a declarat că Administrația pentru Alimente și Medicamente lucrează non-stop pentru a rezolva eventualele lipsuri. Producătorii americani sunt încurajați pentru a-și crește producția și a simplifica documentele ce permit mai multe importuri. La nivel național, aproximativ 40% dintre stocurile magazinelor mari de vânzare cu amănuntul sunt epuizate, față de 31% la mijlocul lunii aprilie, potrivit DataSembly, o firmă de analiză a datelor. Miercuri dimineață, Shirin Abu Akleh, jurnalistă Al Jazeera, a fost ucisă în timpul unei confruntări între forțele armate israeliene și teroriști din tabăra de refugiați Jenin, iar IDF a lansat o anchetă asupra incidentului. Autoritatea palestiniană a refuzat oficial oferta Israelului de a conduce o investigație comună asupra morții jurnalistei și a acuzat Israelul pentru incident, fără să ofere dovezi. Israelul a cerut palestinienilor să ofere informații despre glonțul care a ucis-o pe jurnalistă. De obicei, teroriștii au puști Kalashnikov cu un calibru mai mare de 7,62 mm, spre deosebire de cartușele de calibru 5,56 mm pentru puștile M16 ale armatei israeliene. Ministrul apărării Benny Gantz a anunțat miercuri că Israelul va comunica toate concluziile anchetei sale cu privire la moartea lui Abu Akleh într-un mod cât mai transparent cu putință. Ambasadorul Israelului la Națiunile Unite, Gilad Erdan, a declarat că, cităm, protecția libertății presei este de o importanță critică pentru Israel. Un raport privind persecuția minorităților religioase, scris inițial pentru a încuraja Uniunea Europeană să protejeze mai bine libertatea religiei în întreaga lume, a fost puternic modificat înainte de a fi adoptat de Parlamentul European, au spus inițiatorii raportului. Karol Karski din Polonia a condus redactarea raportului în Comisia de Afaceri Externe a Uniunii Europene. Textul original a încurajat Uniunea Europeană să combată mai bine intoleranța religioasă, în special în cele peste 70 de țări în care sunt implementate noi legi care pedepsesc blasfemia și apostazia. De asemenea, a subliniat că majoritatea oamenilor persecutați pentru credința lor în lume sunt creștini. O zi înainte de votul final de marți, 3 mai, Karski și alți parlamentari care lucrează la raport l-au criticat, spunând că textul a fost modificat semnificativ de anumite grupuri politice, făcând conținutul său mai puțin specific și eliminând referirile la creștinism. Aride Pater, reprezentant la Bruxelles al Alianței Evanghelice Europene, a spus că mai multe detalii relevante au fost eliminate prin amendamente și au fost adăugate noi detalii mai puțin relevante.